unica Andrea Raico. Îți vine bine și rochia asta, Andreea, de dimineață când ne-am întâlnit la repetiție, era îmbrăcată altfel și rochia aia îți venea bine, toate îți vin bine. Și aia roșie de pe Instagram, știi, ți-am zis eu, rochia aia roșie. Aia de... care ți-a plăcut e foarte tare. Andreea Raicu, căutați-o acum pe Instagram, dați-i follow ca să vedeți... Noua colecție de haine. Asta e făcută de tine? Da, din noua colecție de rochii, din colecția Capsulă. Perfect. Andreea Raicu. Și de seară te îmbraci în rochia asta? Nu mă îmbrac în rochia asta, mă îmbrac tot într-o rochie de catifea, da. Mi-au și o sacou de catifea, te rog, te rog. De-abia aștept să vă cu ce te îmbraci. La catifea. Dar oamenii știu ce facem noi diseară? Păi haideți să le povestim oamenilor, pentru că astăzi se întâmplă să fie a 19-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun. Se strâng bani pentru Asociația Salvați Copiii. Tu faci chestia asta de 19 ani și te felicit. Eu anul ăsta prezint pentru prima dată alături de tine și o presiune. Și mă bucur foarte tare. Și o presiune și foarte mare, pentru că trebuie să strângem foarte mulți bani de la companii, de la oameni, pentru că toți banii ăștia merg să ajute Salvați Copiii pentru educație. Eu cred că anul acesta o să strângem foarte mulți bani, o să depășim suma pe care am strâns-o anul trecut, pentru că în primul rând avem foarte mulți brați foarte frumoși și mulți invitați minunați. Și vreau să vă spun... ajutorul tău sunt convinsă că va fi de nădejde. Uite, să știi că noi ne-am implicat cu întreaga emisiune La Măruță, pentru că întreaga redacție a emisiunii La Măruță și-a dorit foarte tare să participăm cu un brad anul acesta și noi la acest festival, să fie licitat Omid, celebrul Omid Ghenadi de la Visurile Ghenadi de la Visuri la Cheie, ne-a dat o mână de ajutor și împreună am făcut un brad care de seară va fi licitat. Da, de-abia așteptăm să vedem ce e înăuntru un brad. Eu zic să intrați pe Facebook la Asociația Salvați Copiii, eu zic să intrați pe Instagram la Andreea Raicu, la mine, ca în seara asta să vedeți tot ce se întâmplă la acest festival senzațional, la 19-a ediție. Da, nu vine să cred că au trecut 19 ani în care în fiecare an ne vedem și ne întâlnim cu designer care fac niște braze absolut minunați și din ce în ce mai mulți oameni vor să ne ajute și să creăm împreună o lume mai frumoasă pentru copii. Doamne ajută, așa să fie, ține pumnii, mâine vă anunțăm câți bani s-au strâns la acest festival caritabil, Festivalul Brazilor de Crăciun. Abia aștept, Andreea, de seară să ne și întâlnim din nou. Și eu de-abia aștept, să văd cu ce te îmbraci. Catifea. Super, o să ne asortăm. Nu, e cu cea mai mare plăcere. Mi-ai adus o carte? Nu ți-am adus o carte, ți-am adus agenda echilibrului tău, pe care știi că o lansez în fiecare an, e al cincelea an. Și anul acesta am ales să facem o agendă care să ne facă conștienți, să găsim echilibru între viața profesională și cea personală, pentru că am ajuns să muncim foarte mult și să uităm de noi, de oamenii din jurul nostru, ne deconectăm și devenim din ce în ce mai singuri. Fiecare zi, ce ai mâncat, cât apă ai băut, cum te simți azi? Și cât de multe lucruri ai făcut la muncă și cât de multe lucruri ai făcut pentru tine la birou. Foarte tare, pentru, uite. Pentru birou. Deci întrebările sunt în felul următor. Cât timp ai stat la birou? Priorități? Timp pentru tine? Ai băut apă azi? Azi mă simt? Dar n-ai, mă, niște lucruri importante aici? Care sunt lucruri importante? Te întreb în primul rând cum te simți. Pentru că ai tu... spus te iubesc azi? Ai pupat astăzi pe cineva? Păi aici trebuie să scrii tu. Aici trebuie să scrii asta tu. La timp pentru tine. Da. Ce să-ți iei energie? Foarte frumos. Felicitări și primești poze și imagini de la oamenii care completează aici agenda? Primesc foarte multe mail-uri și în care primesc impresii despre agenda și de-a lungul celor 5 ani, 4 ani până acum, da. Am avut parte de, chiar vedeam că cineva a slăbit 40 de kilograme, da, în 3 luni, ghiduș, și am, același lucru am primit și eu de la o grămadă de fete care au ținut cont de agenda, au completat-o și mi-au spus că le-a ajutat să le ordoneze viața, să le ordoneze ritmul și să le echilibreze și să slăbească. Aș vrea să-ți văd agenda, Andreea. Pentru că aș vrea să văd ce scrie aici. Să văd ce scrie aici la timp pentru tine. Poți să-ți spun, nu trebuie să vezi agenda. Poftim? Poți să-ți spun, nu trebuie să-ți arăt agenda. Adică la timp pentru tine. Ce ai făcut tu azi timp pentru tine? Astăzi nu prea am avut timp pentru mine, pentru că dimineață... Ok, am meditat un pic, după care am venit la repetiții pentru Festivalul Brazilor de Crăciun, după care am fost la birou, a trebuit să mai discutăm un pic despre colecția Andreea Raicu pe care tocmai a lansat-o, să vedem ce comenzi au fost. Și după care am fost la coafor să mă aranjez și am venit aici. Și de seară ne întâlnim, Andreea. Și de seară ne întâlnim, deci astăzi pot să... Să spunem că ne-am petrecut ziua împreună. Ne-am petrecut în ziua împreună. Ar fi cazul să spunem. Da. De dimineață am fost la repetiții, de seară ciucă mă duc să prezint. Altă treabă.
Nici nu-ți dai seama câtă presiune e, pentru că e o sală imensă la Stejari, să unde se ține acest agenda. Eveniment, unde vin cele mai importante companii din România cu bani în buzunar și în funcție de cât de talentați suntem noi, eu, Andreea Raicu și Cătălin Neamțu, strângem bani pentru copiii de la Salvați, pentru copiii de la Asociația Bravo. Salvați Copiii. Andreea, deja m-au luat fiorii! Aoleu, de ce ai emoții? Da. Nu avem. Suntem împreună, suntem o echipă. Așa. Și o să strângem mulți bani. Și o să ne simțim bine, pentru că de fapt asta e și ideea, să ne simțim bine și să îi facem pe oameni să-i ajute pe ceilalți, cât mai mult pe copii. Asta contează, oameni buni, o să vedeți, pentru că putem împreună să-i ajutăm pe copii și toți banii aceștia merg pentru educația copiilor de la Salvați Copii. Doamna Gabriela Alexandrescu, cea care președintele executiv președinta executivă Salvați Copii România. Exact. E o femeie senzațională, a venit și la noi aici la emisiune cu Omid și am văzut cu câtă pasiune vorbește despre aceste lucruri și spunea că în acești 19 ani s-au strâns peste 5.300.000 sau nu știu cât de euro, de euro, bani care merg 100% către copiii de la Salvați Copii. Are o energie fantastică și ne mobilizează în fiecare an, indiferent cât de multă treabă avem, indiferent... Pentru că anul ăsta, de exemplu, lansarea colecției Andreea Raicu nu mi-a dat foarte mult timp liber, pentru care n-am avut disponibilitate să merg, sau m-am gândit că nu o să pot să fac, dar energia ei și felul în care este Gabriela m-a făcut să mă întorc și să fiu alături de Salvați Copiii, ca de obicei. Îți mulțumesc, Andreea. Abia aștept să ne întâlnim puțin mai târziu. Și eu.